Vă salutăm, prieteni! Suntem din nou în vizită și vrem să vedem care este situația la albinoță. Așa, frumușel. Aici sta pui sărac, tot așa mă gândeam, dar are mâncare, n-are, și am pus deasupra o ramă cu mâncare. Nu era, era cam desprins din cuib, tare, și mă gândeam, are mâncare, uite, n-are. Cum într-o parte se vede albinele, că ele sunt acolo și mănâncă. Da, și văd și în partea aceasta. Și sus. Și aici, în partea aceasta. Și în partea aceasta. Da, și asta era o ramă bună. Anatolie Strălec din Ucraina fix așa face. Uitați, în videole anterioare eu am făcut subtitrări la un video situația albinilor în Ucraina, partea 2. Fix așa are și Anatolie Strălec. Adică eu am văzut că el era înșurat și era cam frig afară, că se umblă într-un susit. Și am pus așa repede o ramă deasupra. Păi. Așa. Vede cât de frumoasă sunt. Stau în ghim, văd cum că încau. Stau în ghim. Da, ele stau în ghim. Așa, hai să vedem familia asta care am salvat-o de la moarte, da? Uite, așa de bine. Da, familia asta a fost salvată. Acum, în ultimile clipe. Eu și Evgeni Ghem, înseamnă că regina este, știi? Da. Nu rătătură de cap. Da, da, da. Deci, aici e atelierul tău, da? Okay. Ți-ai făcut o masă, da? Ca să ai de lucru. Am pus-o de 90 grade, dacă vrei să încheie ceva vreun corp sau vreun capac, așa e 90 grade. Aha. Fain. Deci eu ți-am minte că în comentarii se traduc despre stupii de op rame. Care este situația? Tu ai stupi de op rame, nu? Da. Și cum îți pare ție? Cred că anul ăsta în casă mulți stupuri ați de op rame. Adică până la salcâm, op rame, adică îmi dovedește să dezvoltă tare bine. Aha. Dar anul op rame ajunge și îi dăm de voi în sus. La este le-ai pus deasupra capacului? Da, da. În penoplast. Da, deci tați penoplast pentru iarnă, am înțeles că e foarte bine asta. Și vara răcoare. Și vara răcoare, da. Și aici e tot op rame, da? Aici. Aici de 8, da. Aici au 8 rame. Aici sunt rame 3 pătrimi deasupra. Da, 3 pătrimi sus. Și jos sunt mari. Da, da. Fain. Aici e micul tău atelier, da? Da. Care lucrez. Fain. Este a rame, da? Face. Nu, e pentru... Uite. A, pentru un părț, păi este, da? Fain. Bravo. Nu știu ce dacă ai... Da. Deci, sârmă, nu știu de care voi, prieteni, folosiți, dar asta este cât? 0,5, da? În orice caz e mai gros, este mai subțire și asta e mai grosut. Este mai groasă. Nu știu, ori... Da, e tot de asta, am cumpărat. Și colțul drept și nu ești, știi? Deci, aici poți pui să vii să faci și rame. Da. Să, eu las apartamentul și mă mut la tine. Da, aici e tare ghinzon, mă ulea, că deci acum e dos. Da, și este cald aici, da, în tare, seară. Da. Deci fiecare apicultor acum se pregătește cu rami, cu corpsuri, cu stupi. Fiecare face ce are nevoie. De aceea, scrieți în comentarii ce faceți voi la moment. Aveți grijă de albinuță, cum a fost Vanoc Manoc.